Salutare la toată lumea! Astăzi aș vrea să vă arăt o lampă de la Makita, tip trepied. DML814 este modelul. Funcționează la 18V sau la 14,4. Și aș vrea să-i facem o prezentare rapidă, că poate unii dintre voi sunt interesați, dar nu știți cum funcționează, nu știți ce vă poate oferi. Prețul este destul de mare, peste 1500 de lei, acum depinde de unde o cumpărați. Și vine cu o garanție de 2 ani. Bun, în cutie, un carton. O geantă. O curea de umăr. Da? Miroase bine. O geantă care poate fi folosită, să fiu sincer, și să transportați un alt tip de trepied, la un laser sau chiar mi se pare utilă geanta asta. Da? Este căptușită cu un burete de protecție pe toate părțile. Arată foarte bine și e destul de mare. Așa, hai să punem undeva aici. Bun. În cutie. Instrucțiuni de folosință. O să ziceți acum, e o lampă cu două butoane, pentru ce înțeleg instrucțiuni? Habar n-am, are instrucțiuni. Poate unii dintre voi nu știu de unde se pornească sau nu știu ce funcționalități are. E destul de grea, aș putea spune. Da? S-o pun jos, să-i pun o baterie. De fapt, aș vrea să vă arăt. Da? Prima dată, haideți să o desfacem. Acest mâner are un trăgaci, când apăsați pe el, se desface trepiedul, da? Și se blochează în poziția deschis. Apoi, aici se poate pune baterie. Se poate și bloca, să nu, cu un lăcățel, să nu vă fure cineva bateria. Haideți să punem o baterie, 5 amperi. Bun, se închide cu un clips. Apoi, două cleme de deblocare la lampă. Da? Și ridicăm de aia, să vedem la ce înălțime ajunge. Deci cred că are cam 2 metri jumate. Uite, chiar sunt curios să pun o ruletă pe aia, să vedem. Presupun că scrie și în instrucțiune, dar nu le-am deschis să ne uităm. O să punem o ruletă, să vedem cam la ce înălțime se ridică. 2,30 m. Nu e rău. Bun, haideți să o coborăm puțin mai jos, să vedem și ce fel de lumină produce. În afară de faptul că arată foarte bine. Bun, ea are posibilitatea să o punem așa, da? Sau întoarcem lămpile în jos, da? Răsucim capul și o ridicăm la înălțime.
și o transformăm în ca într-un stâlp din ăsta de iluminat. În jos, care nu-ți bate în ochi, nu te deranjează. Bun, am aprins lumina. Avem 3 trepte de iluminat. Ăsta e al doilea, cred. Haideți să ne dăm seama cum funcționează. Bun, deci asta e cea mai mică intensitate de lumină. Asta este treapta a doua și treapta a treia. Da. Asta este cea mai luminoasă treaptă de lumină. Dacă îl cobor, o să vedeți. Luminează chiar foarte tare. Foarte puternic lampa. Numai un pic, haideți să nu stricăm calitatea filmului și o să întorc lampa în direcția asta. Da? Bun. Uitați. Cred că se vede destul de bine ce putere are chestia asta. Da? Bun. Haideți să vedem ce durată are cu o baterie de 5 amperi. Are 900 de lumeni la treapta cea mai mică, 1700 de lumeni la treapta medie și 3000 de lumeni la treapta cea mai mare. La 3000 de lumeni o baterie de 5 amperi ține 3 ore, la 1700 de lumeni 5,5 ore și 10 ore la 900 de lumeni. Adică dacă nu aveți nevoie de precizie să numărați AC, presupun, 3000 de lumeni cred că nici nu este de folosință. Mai e o chestie, cred că această lampă poate să fie folosită și ca lampă de detaliu, pusă la marginea peretelui să vedeți când șlefuiți cu la rigips sau chestii de genul ăsta. Și în esență vă scutește de a cumpăra două lămpi. Da? Mi se pare foarte portabilă. Extrem de solidă, de robustă. Și geanta e un plus. Haideți să mergem o dată drumul. Da. Chiar foarte interesant. Foarte tare această lampă. O putem întoarce unde vrem, cum vrem. Vedeți? LED-ul se pare că la intensitate mică pe cameră are un mic tremurat. Frecvența luminii este mai joasă decât frecvența la care filmează camera și atunci automat captează acel mic tremurat. Dacă ne uităm, ia, vedeți? În imagine se vede un mic tremurat în momentul ăsta. Doar la intensitate foarte mare, frecvența este oarecum similară cu cea a camerei. Bun, acestea fiind spuse, a fost o prezentare rapidă a lămpii. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizualizări. Subscribe, like, share. Și toate cele bune, ne vedem cu proiectul din spatele meu. O zi bună!